Ierusalem în viitor de Hristos, să învețe să se roage. Constatau ei că nu știu cum să o facă și nu știu care cuvinte ar fi mai potrivite ca să te adresezi lui Dumnezeu. E și foarte greu, pentru că oricât de frumos ar fi cuvântul cu care noi ne-am adresat lui Dumnezeu, nu poate să cuprindă pe Dumnezeu în tot, pentru că El este așa după cum știm de marginii. N-am pomenit despre rugăciune, faptul că rugăciunea îl face pe om din ce în ce mai înțeleg. Nu o înțelepciune a lumii acesteia, ci o înțelepciune după obicească. În general, prin rugăciune dobândim har. Lucrul acesta se cunoaște. De aceea vrem să ne rugăm și vrem să fim apropiați de Dumnezeu și apropiați de Biserică cu această conștiință că dobândim har. Iar harul lui Dumnezeu face pe om mai înțelept. Vă aduceți aminte că pe Mântuitorul Iisus Hristos, atunci când ascultau foarte multă curiozitate și deschidere foarte mult, chiar și cei care nu aveau decât să creadă ceea ce spunea El, aveau o forță în cuvânt. Și ei nu reușeau să-și explice de unde e această forță. Și mereu pomenea. Noi știm pe El cine este. Știm că este Feciorul lui Iosif și al Mariei. Știm că nu a învățat la școli înalte de unde, dar are El putere să predice. Și, vedeți, este un lucru care ei nu știau. Și nu l-au acceptat până la capăt, El era Fiul lui Dumnezeu. Dar, vedeți, lucrul acesta se aplică și cu omul credincios. El devine înțelept fără să aibă studii extraordinare de puternici, de mari, la universități înalte. Și eu mă folosesc când vorbesc despre această temă de un exemplu cât se poate de clar în sensul acesta, așa de pe Părintele Cleopa, de la Sfântul Ierarhul Școală. A făcut atâta școală cât să știe, să scrie și să citească. A intrat în timpul în mănăstire pentru că se născuse într-o familie cu foarte mulți copii, dar cu toate greutățile familiei, într-o familie de oameni credincioși. Poate că știți că de pildă mama lui, după ce a văzut pe toți așezați în casa lui, fiindcă după s-a dus și ea și s-a călătorit în mănăstire. Și avea, nu știu, o parte din copii, nu aș putea spune exact câți din ei erau în rândul lor de rușe. Părintele Cleopa de pildă, când a intrat în mănăstire, unul din frații săi, am impresia că era chiar stare și mănăstirii se înstria. Așa că le-a insuflat credința în Dumnezeu. Dar asta vreau să vă spun că a intrat de timpuriu în mănăstire, n-a avut posibilitatea să facă școli în alte. Și în mănăstire, știți, atunci când intre pe o frate tânăr, bineînțeles, nu este ajutorul starețului din prima, chiar dacă ar fi inteligent și priceput, ci o ia de jos. Întâi pe la animale, pe urmă pe la bucătărie și treaptă, poate să urce pe scaliera, dar începe de jos. Și Părintele Cleopa, în mănăstirea început de jos. A fost păstorul lui, dar acolo s-a rugat foarte, foarte mult. Și îi mai aduceau părinții din mănăstire, iau undeva izolat, la stână, făcea viață de pustic acolo, făcând turme de oi, și cerea din când în când cărți pentru a se informa. E bine că dacă omorând de la turma de oi și-a început să urce în radul în mănăstirii Sinăstria, constatau toți că este cel mai înțelept între ei. Nu atât lectura, cât harul lui Dumnezeu, prin rugăciune, l-a făcut pe Părintele Cleopa înțelept. Și nu mai îi reține exact cine pomenea că atât era de înțelept decât la un moment dat a avut Papa Ioan Paul al II-lea, când a fost în România, a fost să-l cunoască. Că mi-ai citit de ceva cărți traduse în limbile occidentale. Și Părintele Cleopa, cum era simpatic, în felul lui, a avut iar în graful să intre într-o colegă.
intrat o colegă matematică și teologică pe Iisus și Papa. Acum, ce vreau să vă spun este că prin har, prin rugăciunea cu fără în har, atât de necesar pentru viața noastră în comunicească. Și acum, în har, începe din ce în ce mai mult să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Pentru că scopul acesta este să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Și, în general, cunoașterea lui Dumnezeu o avem prin trei moduri. Întâi de toate, prin rațiune. Omul față de celelalte viețuitoare are facultatea aceasta de a gândi, de a reacționa, de a spune probleme, de a pune întrebări. Este nefiresc ca omul să nu-și pună întrebări, să le ia de toate de gata. Zice o verset din Psalm, de pildă, cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui povestește întărirea. Adică vorbesc cerurile despre existența lui Dumnezeu și omul care își nu poate să mă ajungă la Dumnezeu. Sunt foarte multe argumente raționale care ne dovedesc existența lui Dumnezeu. Luăm argumentul cauzalității de pildă. Amorul acesta există pentru că l-a creat cineva. Pe omul care a creat amorul, mai crea cineva. Și dacă mergem așa până la infinit, ajungem la Dumnezeu, care este cauza existenței tuturor lucrurilor. Și astfel care ne ajută pe cale rațională să vorbim despre Dumnezeu, există foarte multe și mulți, nu numai teologi, dar și filozofi, vorbesc despre el. Ei bine, acest mijloc de a-L cunoaște pe Dumnezeu prin rațiune nu este desăvârșit. Omul poate să aibă câteva noțiuni despre existența lui Dumnezeu, însă este totuși departe de mântuire. Rațiunea poate să rezolve o problemă. Problema sau întrebarea dacă Dumnezeu există sau nu. Dar de aici încolo, ne trebuie să ne folosim pentru a ne apropia sau a cunoaște și mai bine de Dumnezeu, de un alt mijloc care este credința. Credința, priviți credincioși, despre credința aș putea să vă vorbesc foarte mult și să cer totuși să nu mângeți foarte tare din această seară. Credința, zice Sfântul Apostol Pavel, este adeverirea lucrurilor nădăjduite și a lucrurilor nevăzute. Adică, prin rațiune, vedem că Dumnezeu există. Ajungem la concluzia aceasta că Dumnezeu există și prin credință, noi ne legăm de o anumită doctrină. Cum ar fi doctrina credinței ortodoxe, de pildă, în care noi suntem botezați atunci? Noi credem tot ceea ce Biserica ne spune, conștienți fiindcă prin credință putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Ce îi spune Mântuitorul lui Toma? Fericiți cei ce n-au văzut. Deci nu au avut proba aceasta să vadă. Și au crezut. Mântuitorul i s-a arătat apostolilor. Și ei au crezut prin dovada aceasta directă. Dar Mântuitorul zice, tu erai cel mai fericit între apostoli, dacă i-ai fi crezut pe ei, că eu am înviat, fără să fi văzut. Deci credința aceasta este dovedirea lucrurilor celor nevăzute și adeverirea lucrurilor celor nădăjduite. Mi se vorbește despre Împărăția lui Dumnezeu, cum crede în Împărăția lui Dumnezeu. Mai dă Sfântul Apostol Pavel o definiție foarte, mie este foarte dragă. Cea mai dragă definiție, pentru că este atât de cuprinzătoare, zice, credința vine din auzire, iar auzirea vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Iată pe ce fundament se bazează credința, pe ceea ce omul aude. Auzim Cuvântul lui Dumnezeu la biserică și dimineața și seara. Auzim Cuvântul lui Dumnezeu în diferite împrejurări și lucrul acesta nu face altceva decât să ne zidească credința. Ne folosim simțul pe care l-a avut, pe care Dumnezeu ne-a dat.
prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu este bine credincios. Așadar, al doilea mod de a-L cunoaște și de a-L cunoaște pe Dumnezeu este credința, dar să știți că și credința merge până la urmă. Iar dacă vrem să fim însătușiți, trebuie să îl cunoaște pe Dumnezeu din lumină. Totul este iubire, așa este definiția Scripturii. Mântuitorul Iisus Hristos însuși se definește ca fiind iubire. Și cea mai mare poruncă din lege este tot în jurul iubirii, pentru că porunca ne zice că să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din toată puterea ta, din toată puterea ta, iar pe aproape de tău pe tine însuți. Ziceam că o logică, dacă s-ar pierde toate Scripturile din lume și n-am mai avea cuvântul lui Dumnezeu, dar ar rămâne, acest cuvânt ar fi suficient ca omul să se împlinească. Pentru că până la urmă, totul se rezumă la iubire. Și să știți, oamenii cosmicești, oamenii bunătățiți au înțeles prin luptele lor cu cosmicești că de fapt totul se rezumă la iubire. Sigur, niciun om nu zice, sau foarte puțin sunt aceia care zic că nu-L iubesc pe Dumnezeu. Dar ca să iubești pe Dumnezeu, trebuie să iubești pe cel foarte important. Și majoritatea părinților meditau la mântuirea lor, mântuirea lor să gândească. Se gândeau mai în apă, de ce? Știți rugăciunile de dezlegare pe care le citim la voluntare de timp, în care tot această problemă se pune, oare n-am mărât pe cineva, pe mamă, pe tată, pe frate, pe surori, pe bunici, pe, știu eu, rudenii, prieteni, familie, sau la un moment dat se pomenește și faptul că cineva l-ar fi putut amărât pe un preot. Și să fi primit vreo legătură nedezlegată la el. Totul se rezumă așadar la iubire. Și aseară m-am citit din Lev Tolstoi, cartea aceea de memorii numită despre Dumnezeu și om. Și eu cred că el a fost un om care, ca și mulți oameni îmbunătățiți, a înțeles, a scris-o fiind foarte în vârstă, la 80 de ani, și avea înțelepciunea omului duhovnicesc, dar cu această înțelepciune că totul se rezumă la iubire. Și zice el așa, rugăciune de dimineață, cred că Dumnezeu trăiește în mine și în fiecare om. De aceea, eu vreau să-L iubesc și să-L slăvesc în mine și în alții. Iar pentru asta să nu fac nimic potrivit Lui. Să nu supăr, să nu ocărăsc, să nu judec pe mine, să fiu mântuitor cu toți. Să fac altora numai ce vreau să mi se facă mie și să iubesc pe toți oameni. Cât de înțelepciune. Uite, atât de simplu. Rugăciune de seară. Cred că Dumnezeu e bine și toți oameni. Și de aceea nu vreau să fac nimic potrivit Lui. Dar iată că a făcut una și alta. Să-i punge de ce am făcut, ceea ce am făcut, pentru a nu mai face din nou. Dimineața, iată, care era planul lui Lev Tolstoi. Și atunci acela, de a conștientiza că Dumnezeu este în el, dar nu numai în el, aceasta fie egoism și mândrie, și Dumnezeu e în fiecare om în parte și atunci. Planul zilnic al lui era așa, să nu judece, să nu supere pe nimeni, pentru izvorând din această conștiință că Dumnezeu se judește cu fiecare. Iar seara, aceeași conștiință că Dumnezeu este fiecare și meditația, dacă nu cumva în ziua cea trecut, nu a supărat, nu a făcut, e o lucru rău, de ce l-am făcut și cum ar putea aceasta ar fi și tema noastră de casă, fiecăruia. Dimineața când ne trezim, să ne gândim să facem mai mult bine decât rău. Iar seara,